Salut pe înalt preasfințitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, în legătură directă cu noi. Mulțumesc, înalt preasfințite părinte, pentru această intervenție. Noi aici, la Antena 3, astăzi am obținut în exclusivitate acel document prin care se cere schimbarea regulilor de înmormântare pentru pacienții cu COVID-19. Am văzut ce s-a întâmplat cu mari artiști ai României, cu Nelu Ploieșteanu, cu Gabi Luncă, cu Cornelia Catanga. Există aceste reguli care sunt, până la urmă, părinte, de bun simț? Sunt cele care, iată, propun ca preotul echipat corespunzător să meargă în saloanele cu pacienți COVID-19 în stare gravă, ca familia, membrii familiei să vadă trupul nensuflețit al pacientului de COVID-19, ca pacientul COVID-19 care a decedat să fie îmbrăcat înainte de a fi înmormântat. Sunt reguli la demnitate până la urmă și vreau să vă întreb, părinte, de ce până în acest moment credeți că guvernanții încă stau și analizează? Ministerul Sănătății are aceste reguli pe masă de 3 săptămâni și nu ia nicio decizie. Unde credeți, înalt preasfințite părinte, că este problema la guvern? Este totală lipsă de respect față de om în general, de demnitatea lui. Și mai ales cei ce nu au credință, parcă îi invidiază pe cei ce au credință. Acestea sunt reguli ale credinței și ale tradiției noastre, care nu trebuie să fie încălcate. De aceea se cuvine cât de urgent să fie rezolvată această problemă. Prea mult au fost înjosiți românii și nu li s-au aplicat regulile credinței lor din aceste motive înguste, fără orizont, fără logică. Nu trebuie să se mai tolereze. Îl felicit pe domnul secretar de stat că a făcut această intervenție în numele tuturor cultelor, pentru că omul are o demnitate chiar și după ce a murit. Chiar în legile organice, nu zic în regulile acestea fugitive și temporare, dar în legile organice există această prevedere ca oamenii să nu fie tratați sub nivelul celor necuvântătoare cum au fost tratați până acum. Și mie mi s-au plâns creștinii. Trebuie să facem ordine în privința aceasta, să aducem oamenii la demnitatea lor. Demnitatea omului continuă și după moarte, pentru că trupul este sortit în viere după credința noastră. Nu ne batem joc de omul care moare ca să învieze, de aceea îl îmbrăcăm și în hainele cele bune pe cel care pleacă. Cei mai mulți îmbracă în haine noi sau hainele pe care le-au pregătit cei ce pleacă din viața aceasta, că îi spun, iată cu ce să mă îmbrăcați. Trebuie să respectăm. Avem o tradiție de 2000 de ani care nu trebuie călcată în picioare. Personal m-aș duce la domnul ministru și aș spune, dar poate mă aude acum, și domnul prim-ministru și domnul președinte, toți trebuie să ia aminte că trebuie să ne respecte demnitatea noastră de români care suntem creștini. Nu putem să abandonăm o tradiție de 2000 de ani care este tradiția demnității, a libertății și a noastră, a oamenilor. Chipa lui Dumnezeu, cum ne-a lăsat Dumnezeu să fim. Foarte important mesajul dumneavoastră, înalt preasfințite părinte, pentru Ministrul Sănătății, Premierul României, Președintele Statului, oameni importanți în stat care au în mână, iată, această decizie. Și vreau să vă întreb, părinte, până la urmă, dumneavoastră ați găsit o explicație pentru care, iată, nu există totuși o înțelegere, un consens. Ce poate să fie atât de important în acest moment pentru acești oameni care ocupă funcții înalte în statul român, încât să nu se aplece și asupra acestei probleme? E adevărat, sunt spitalele pline, paturile de ATI sunt pline, dar și pentru că acești guvernanți nu s-au pregătit timp de un an de zile. Dar până la urmă, ce împiedică înalt preasfințite părinte? Nu interesează, nu au timp, nu pot? Care să fie explicația? Împiedică indiferența, lipsa de afecțiune și multe alte lipsuri care ar trebui să și le completeze în conștiința, în memoria lor, în această funcție pe care o au.
Noi trebuie să vedem în cei ce ne cărmuiesc niște oameni care ne respectă, nu niște oameni care ne amendează, ne sfidează, ne dezbracă de demnitatea noastră și nu au niciun respect, niciun grijă de sufletele, de tradițiile noastre, de istoria noastră. Este o sfidare a istoriei, o sfidare a omului, o sfidare a tot ce este adevărat, sfânt și drept și trebuie respectat cu necesitate.